Democrată. Consultările s-au încheiat după 2 zile. Consultările, precizez, cu partidele parlamentare. Am avut în cursul acestor consultări 2 propuneri pentru poziția de prim-ministru. PSD-ul a propus-o pe doamna Șaideh, iar PMP-ul l-a propus pe domnul Tomac. Pe de altă parte, între timp s-a constituit o coaliție majoritară în Parlament, o coaliție formată de PSD, ALDE și UDMR. În consecință, în zilele următoare voi avea discuții pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun.